Polițiștii olteni, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, au reținut un tânăr cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis și sub influența alcoolului sau a altor substanțe. Șoferul de 25 de ani a provocat un accident rutier în comuna Pârșcoveni, unde a intrat cu autoturismul într-un cap de pod. În urma evenimentului rutier nu au existat victime, fiind produse doar pagube materiale. Din primele verificări, polițiștii au stabilit faptul că un autoturism, condus de un tânăr în vârstă de 25 de ani în orașul Balș, ar fi acroșat un cap de pod. De asemenea, polițiștii au mai constatat faptul că tânărul s-ar fi aflat sub influența alcoolului și a altor substanțe psihoactive, având totodată dreptul de a conduce suspendat. La vederea echipajului de poliție, tânărul a început să manifeste un comportament violent, motiv pentru care polițiștii l-au imobilizat. Întrucât emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație alcoolică de 1,07 mg per litru în aerul expirat. De asemenea, în urma testării cu aparatul drug test, au reieșit indicii cu privire la posibila prezență a substanțelor psihoactive. Pe numele tânărului a fost emisă o ordonanță de reținere pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Olt. Șoferul a fost condus la o unitate spitalicească pentru prelevarea mostrelor biologice privind stabilirea alcoolemiei și a prezenței substanțelor în organism. Cercetările continuă în acest caz. Pentru fapta sa, tânărul riscă ani buni după gratii.